Potrivit medicului Viorela Xinte, o carcasă de miel poate ajunge pe masa consumatorului fie achiziționată din cele două boxe autorizate din incinta Halei Centrale, fie sacrificată în propria curte. Uneori însă, botoșenenii aleg să cumpere carne de miel chiar și de la vânzători neautorizați. Puțini își dau seama însă că își pot pune sănătatea în pericol. Pentru a evita acest lucru, este esențial să știm că ștampila de pe carcasa de miel face diferența. Carnea care pleacă în abator este însoțită de certificat de sănătate publică și obligatoriu este marcată cu o ștampilă ovală. Sunt două la Darabani, Roma, Răchit și Drașani. Miei pot fi sacrificați și în centre temporare de sacrificare, dar din cauza costurilor ridicate pentru deschiderea acestora, nicio primărie din județul Botoșan nu a solicitat acest lucru până acum. Nicio primărie nu a solicitat centru temporar de sacrificare miei. În acestea, carcasa de miel prezintă o ștampilă rotundă și cu indicativul județului de unde provine. Carnea de miel poate proveni și din gospodăriile botoșenenilor, dar aceasta nu este destinată comercializării. Să se înțeleagă foarte clar că tot ce se încearcă, în ghilimele, a se comercializa în piața centrală, pe sub ziare, pe sub legume, pătrunjel și mai departe, este carne obținută în gospodăria proprie și se vinde absolut clandestin, inclusiv din portbagajele la mașini. Carnea confiscată este trimisă la incinerare la Urban Serv.